Cântă la un Stradivarius din 1729, a ridicat în picioare spectatorii din întreaga lume, are 30 de premii internaționale, dar în România nu-l cunoaște nimeni. Și nimeni nu l-a invitat să cânte. Răzvan Stoica a primit cea mai importantă distinție din branșă, premiul New Talent, acordat celui mai bun interpret sub 28 de ani din lume. Reporterii Observator vi-l prezintă pe unii dintre cei mai buni violoniști ai lumii. În România nu-l știe nimeni. I-a adulat însă pe marile scene ale lumii. Răzvan Stoica e numele de pe buzele tuturor iubitorilor de muzică clasică din străinătate. În ultimii ani am fost fericit să cânt în cele mai mari săli din Europa. În România vine doar în vacanță. Răzvan a urcat pe culmile succesului în Olanda, unde locuiește de 10 ani. Tatăl său și vioara Stradivarius, câștigată într-o competiție internațională, i-au adus luna aceasta cel mai important titlu, premiul New Talent din Bratislava, oferit celui mai talentat interpret sub 28 de ani. Este un premiu unic. Nu există premiul 2, 3, este poate cel mai important premiu câștigat de un artist român. Cei de la Carnegie Hall din New York s-au grăbit să-l invite să susțină un concert anul viitor. Violonistul are agenda plină, dar nicio apariție în România. Probabil că interesul n-a fost foarte mare. Suntem adoptați în afară, suntem de-ai locului și suntem la un nivel foarte înalt. Cred că nici nu știe încă Filarmonica din România. Dacă cumva nu a ascultat cineva din acea instituție acel concert, cu siguranță că nu știe că Răzvan Stoica a câștigat premiul. Cred că nici nu știe că există. Un anonim e și pentru Ministerul Culturii. Oricum, aici interesul pentru muzică e aproape inexistent. Nu există consilier în domeniu de ani buni.